pregătim plăcintă cu varză. Avem un pachet de foi de plăcintă. Dacă vreți să faceți plăcinta de post, puteți folosi foi de plăcintă de post. O varză albă dulce de 2 kg. O ceapă mare. 50 de ml de ulei. Vom mai folosi ceva ulei și pentru uns foile. 3 linguri de pesmet. Sare și piper. Și 100 de ml de apă minerală. De asemenea, puteți să adăugați mărar sau cimbru, ori foi de dafin, ce vă place în combinație cu varza, sau o puteți lăsa simplă. Noi avem aici o legătură de mărar pe care o vom folosi. Am pus uleiul într-o cratiță încăpătoare. Tocați ceapa nu foarte mic și puneți-o la călit. Cu un praf de sare. Adăugăm varza pe care am tocat-o. Dacă nu încape toată odată, o puteți adăuga treptat. Pune și sare după gust. Amestecăm din când în când și o lăsăm pe foc până când se înmoaie și scade sucul lăsat de ea. Varza se înmoaie foarte frumos. Vom adăuga acum piperul. Eu pun o linguriță întreagă pentru că mănânc mai picant, dar adăugați după gust. Și tot acum putem adăuga și mărarul tocat sau alte condimente, dacă vă plac mai mult. Amestecăm bine și lăsăm în continuare pe foc. Circa un sfert de oră, 20 de minute, până când se înmoaie bine varza. Amestecăm din când în când, ca să nu se lipească. Nu lăsați focul mare, lăsați focul potrivit, spre mic. Alegem o tavă cu pereți înalți și tapetăm cu hârtie. Punem câteva foi de plăcintă la fund. Stropim cu ulei, nu trebuie să-l întindem. Presărăm pesmet. Și punem un strat de varză călită. Continuăm cu un nou strat de foi. Stropim din nou cu ulei. Presărăm pesmet. Continuăm cu încă un strat de varză. Straturile nu trebuie să fie foarte groase, pentru că trebuie să alterneze cu foile. Dacă nu doriți să folosiți tot pachetul de foi de plăcintă, folosiți atât cât vă trebuie din el. Ultimul strat de varză.
Tăiem plăcinta în bucăți cât de groase dorim. Între timp încingeți cuptorul la 180 de grade. Ca să fie gata încins când introducem plăcinta. Presărăm ulei. Și de această dată îl întindem pe foi. Turnăm apa minerală. Și introducem în cuptor pentru 45 de minute. Și rezultatul final, după 45 de minute la cuptor, plăcintă cu varză. O puteți face în varianta de post, puteți adăuga și carne, poate vom face și această rețetă. Este delicioasă și extrem de sănătoasă. O puteți servi cu ardei iute, cu boia, cu fulgi de chili, în funcție de preferințele pe care le aveți.